Uite, uite, te semne. Băi, bine mai stat dacă îl jucați. Fame, fame, fame și urmă. Nu, bă, am uitat, bă. Ăsta e țărana de plătită, de fapt. Nu m-am zis de fel, bă. L-ai găsit, bă. M-am uitat, bă. Cine este de fapt, bă? Bă, zice, nu știu. Plătită sau, bă, zice, era o femeie. Ești bine? Ceaba. Bravo! Ce dragi lângă, avem nevoie! Drag, asta e! Drag! Numărul 2 cum așa, bine că nu te-ai băgat și peste noi, până între pețe. La unul era greu, la unul era greu. Da, mi se pare că a fost toată și foarte. Ei, a fost cu argi. A jucat toată, că nu știu cineva. Cu argi și ușa și scos. A fost o dată, ce dracu. De două ori, Nărică. Să spun ceva, voi fi un bătrân să iei casa. Nu se prea. Mai ține minte, Rico. Sunt mult de la jucat foarte. Două ori, Nărică. Ai jucat, bă, Nărică. Bună ziua, dragi rapidiști! Se simte parfum vișiniu în Giulești, dar ce parfum? Pentru că, după o sumedenie de ani, am alături de mine un jucător exponențial al Rapidului din mai multe perioade, un jucător care n-a mai fost în Giulești din 1998, dar care acum a avut privilegiul să viziteze stadionul și să se afle alături de noi. Bine ai venit, Georgică Vameșu, sau de fapt bine ai revenit într-un Giulești nou. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație. Îmi cer scuze pentru emoțiile care am. Nu știu ce să mai spun, mulțumesc frumos pentru invitație. Mi-ați dat ocazia să retrăiesc din nou acele sentimente frumoase. Spune-ne, te rog, de când n-ai mai fost în România? De aproape 4 ani. De zile n-am mai fost în România. Au fost 2 ani corona, nu am putut să vin. Anul trecut am hotărât să facem vacanță în altă parte decât în România. Ai revenit în Giulești, ai vizitat noul stadion, așa, în amănunt, la pas. Care este impactul cu Giuleștiul, chiar dacă e un stadion acum gol? Da, deci pentru mine este ceva foarte frumos, ceva care... Dacă aș juca din nou, mi-ar da și mai multă putere ca să dai totul pentru echipa Rapid. Îți mai amintești momentul sosirii în Giulești? Da, în 87 am venit și am plecat direct în cantonament la Bistrița. De la Electrica Titu? De la Electrica Titu. În seria Dâmbovițeană, divizia aceea, erau 6 echipe din Dâmbovița, 10 din București. Și Neili Eronta era scouting pentru Rapid atunci, el m-a văzut la câteva meciuri și el m-a adus la Rapid. Cu această ocazie vreau să-i mulțumesc în tot sufletul. A fost impactul greu venind din divizia C la o echipă de divizia și cu un vestiar greu, cum era Rapidul? Da, a fost un impact chiar foarte mare. Cel mai mare impact a fost când m-am urcat în autocar să plecăm la Bistrița și Nearic m-a întrebat cine sunt. Vă dați seama atunci, eu fiind un tânăr, un adolescent și îl vezi pe Rică Răducanu, o legendă a Rapidului, care o să lase de... ești un mic copil pe lângă tânsă. Am înțeles. Dar spune-mi, 11 ani la Rapid sunt mulți, sunt puțini? 11 ani în care ai jucat, nu doar ai fost la Rapid. Pentru unii poate sunt mulți, pentru alții pentru puțin. Pentru mine, nu știu, au fost ani... bun, a fost an și mai puțin bun, nu știu ce dumneavoastră, dar a fost o plăcere să joc la Rapid. Să încerc să dau totul pentru această echipă, pentru suporter, pentru club. Ai parcurs perioade diferite, divizia, retrogradare, apoi promovare, după care ascensiunea Rapidului până aproape de titlu, pe care din păcate nu l-ai prins. Cum ai descrie această lungă perioadă? La început am venit în anul 1987 la Rapid, pe vremea Răposatului. Știți că era Steaua, Dinamo, Victoria și Moreni, ca să te poți impune în fotbal atunci. Victoria. Da, Victoria, da. Flacăra Moreni. Deci atunci
nu știu, nu puteai să faci prea multe lucruri. După Revoluție, eram în divizia a doua, am promovat și în următorii 2-3 ani am reușit să ajungem cu echipa în cupele europene, care pentru mine a fost un lucru nou, plăcut, emoțional. Ai reușit să te impui foarte repede ca titular. Am, cum să spun, o deviză în viața mea tot timpul am avut. Dacă tot încep ceva, încearcă și fă-l bine, ori nu mai nu te apuca de el. Și orice ce am făcut în fotbal și acum, încerc să fac ceva bine sau nu mai mă apuc de el. În loturile Rapidului de la venirea ta, de la începuturi, apar ca atacant. Cred că a fost o greșeală. Adevărul, am venit ca mijlocaș stânga, extremă stângă. Dar primul meu meci oficial am debutat ca fundaș stânga la un meci cu Petrolul, pe care din păcate l-am pierdut cu 1-0. L-am pierdut cu 1-0 și de atunci ai rămas fundaș stânga. Da. Nu, au mai fost câteva meciuri care am jucat mijlocaș stânga, extremă stângă și după aceea m-am reprofilat fundaș stânga. Privind fișa ta, este foarte bogată, 236 de meciuri în campionat, 14 în Cupa României, 16 în Intertoto, 5 în Cupa Ligii, 7 în Cupa UEFA. Probabil că nici tu nu le ții minte toate. Nu, cred că nu am ținut niciodată. Per total, cum le-ai caracteriza? Sigur, e greu să faci așa un total, dar până la urmă vorbim despre o carieră. Chiar acum câteva luni am încercat să adun toate meciurile care am jucat, și în România, și în Belgia, și cu toate așa am ajuns la aproape la 600 de meciuri. Am rămas puțin surprins, totuși am reușit să joc 600 de meciuri, mi se pare enorm de mult. Meciuri pe care sunt convins că nu mai ai cum să ți le amintești pe toate. Nu, cu siguranță nu. Dar sunt câteva evenimente din unele meciuri, evenimente care au rămas în sufletele rapidiștilor, unele amuzante, altele mai puțin amuzante, ești de acord să vorbim despre ele? Puteți să... Hai să începem cu o semifinală de cupă cu Steaua. A fost 2-0 pentru Steaua, după care 2-2 prin golurile reușite de Minoiu și Damaschin. După care a bătut Steaua cu 3-2 prin golul lui Ilie Stan. Cât a fost prelungit meciul atunci? Nu mai țin minte. Toți știm că a fost un meci cu cântec, prelungit ca să dea Steaua gol. S-a jucat cu... pe Sportul? Parcă pe Sportul. Nu mai mi-aduc aminte câte minute. Nu mai ții minte? Nu, sau nu vrei să ții? Nu, chiar că nu mai mi-aduc aminte. 12-13 minute, parcă? Da, exact. A fost și un scandal atunci pe tema asta din partea rapidiștilor. Da, cred că nu, da. Dacă a fost, da. Ne amintim și de un turneu de meciuri în Cupa Intertoto. Ați jucat un meci în RDG, după care Rapid urma să joace în Suedia la Oerikvite. Da. Lucian Ilia, Produ și Ciolcone au cerut atunci azil politic înaintea meciului. Ce știi tu sau ce ai simțit despre legat de povestea asta? Am auzit-o de la mai mulți, dar aș vrea să o aud și de la tine. Deci, după câte mai mi-aduc aminte, în Suedia și ce era bizar, era cineva de la serviciul de informații român și mi-l aduc aminte, parcă îi văd fața, deci era negru de... Era cu voi? Da. Era negru pentru că nu știa ce s-a întâmplat și să dispară 3 jucători ai Rapidului, fără urmă, pentru el era ceva neplăcut, foarte neplăcut. Și pentru noi la fel, pentru că nu știam ce s-a întâmplat cu ei, cred că au anunțat poliția, dar... Deci în lotul Rapidului nu se știa. Nu, n-a știut nimeni. Constantinovici îmi mărturisea că s-a intersectat cu ei pe holul hotelului, au propus să meargă și el și i-a fost teamă. Eu n-am știut nimic și cred că dacă mi-ar fi propus și mie, tot la fel mi-ar fi fost teamă. Ți-ar fi fost teamă. Da, da. Dar din ce știi, au fost repercusiuni după aceea? Poate la nivel de conducere, dar noi ca jucători nu aveam nicio vină. Se spune că
Guanță din postura de capitan ar fi pierdut convocările la echipa națională? Se poate. Se poate pentru că, dacă mi-aduc bine aminte, aici am jucat Cupa Victoria și am câștigat-o și anul următor am reclarat în divizia a doua. Am înțeles. Ai prins revenirea Rapidului în Europa. Cum a fost impactul și cum ai simțit dubla cu Internaționale Milano? Deci a fost o plăcere să joci împotriva unei echipei foarte, foarte bune. Cred că, dacă nu mă înșel, au câștigat Cupa UEFA în anul acela. Echipe care aveau jucători ca Zenga, Tassotti, Bergkamp, De Winter, jucători foarte buni. Schillaci, Paganin, Bergomi. Da. Deci o echipă foarte bună. Și să ai șansa să joci contra unei asemenea echipe, îți dă și ție ambiția de a ajunge, de a face lucrurile cât mai bune, de a ajunge și tu cât mai sus. Din păcate, poate n-am reușit să fac lucrul ăsta, poate singurul meu regret că atâția ani la Rapid n-am reușit să câștig un trofeu. Asta poate a dorit cel mai mult, că după atâția ani n-am reușit să câștigăm un trofeu. Ce adversar direct ai avut în meciul cu Inter? Orlando. Da. La meciul cu atunci am jucat mijlocaș stânga. N-am jucat fundaș stânga, am jucat mijlocaș stânga. În momentul în care Sandu Andraș a egalat pe San Siro, ai crezut vreo clipă că putem obține un rezultat bun? De ce nu? Pentru că aveam totuși, spun eu, o echipă bună, o echipă echilibrată și în fotbal orice se poate întâmpla. Dennis Bergkamp? Da, coșmar? Da, am scris un gol spectaculos din forfecă. Am scris trei, din păcate. Da, da, unul foarte frumos din forfecă, deci jucător de clasă și s-a văzut. Da, se simțea diferența între o echipă din Est, cum era Rapidul, și o echipă pur europeană, ca Inter Milano? O diferență exista, dar depinde și de... Atunci s-a depins și de jucătorii noștri, pentru că în momentul în care am condus, atunci ai și mai multă ambiție, vrei să faci totuși un rezultat bun pentru un echipă foarte bună. Diferență prea mare nu cred că a existat, pentru că, așa cum spun, atunci aveam și noi o echipă cât de cât bună, unită. Dar, din păcate, am pierdut. La București au arătat clasa, ne-au câștigat cu 2-0. S-au văzut că sunt mai buni decât noi și au reușit să câștige și Cupa UEFA anul acela. Cu cine ai făcut schimb de tricouri? Din păcate, n-am făcut cu nimeni. N-ai făcut nimeni? Nu. Revenind la fotbalul nostru, cum simțeai victoriile cu Steaua și cu Dinamo? Înainte, când aduc aminte, spunea cineva că dacă câștigam cu Steaua și cu Dinamo, puteam să retrogradăm. Deci pentru suporterii rapidiști, cred atunci, bine că nu e adevărat, dar dacă câștigai cu Steaua și cu Dinamo, puteai să retrogradezi. Deci nu-i mai interesa nimic decât cu Steaua și cu Dinamo să câștigăm. Nu, victoriile cu Steaua și Dinamo era ceva special, pentru că jucai cu echipe foarte bune și reușind să câștigi, dovedeai și tu că ești mai bun decât ei. Apropo de Dinamo, ai reușit și un gol în poarta lui Dinamo la o victorie cu 2-0. 2-0? Eu cred că a fost 3-0, nu a fost 3-0? 2-0. Știu, era prunea în pat. Mi-aduc aminte golul foarte bine. Da? Și ți-a rămas întipărit în da, minte? Da, știu, pentru că știam că îl cunoșteam, îl urmăream pe Pruna, știam că o să aleagă un colț. Și eu i-am dat scăriță. Deci ai scris din scăriță? Da. Spuneai că n-ai câștigat niciun trofeu. Te contrazic. Ai câștigat Cupa Samsung și Cupa Ligii. Da, da. 94. Ce a însemnat acel trofeu pentru tine? Până la urmă, era un trofeu oficial. Da. Dar având o echipă bună, poate vreau mai mult, poate vrei să câștigi Cupa României sau un campionat, pentru ar fi fost ceva mai frumos. Coechipierul tău, fostul coechipier, Alexandru Guzun din Moldova, da, spune că a primit atunci cadou o combină muzicală Samsung pe care o păstrează și acum amintire. Și eu am. Extraordinar. Deci după atâția ani, da, există, rezistă
copii. Da, nu, nu, socrii mei au pus-o și au păstrat-o și nu s-a atinge nimeni. Da, foarte frumos. Revenind la Cupa UEFA, ai jucat împotriva lui Eintracht Frankfurt și am învins la București. A fost 2-1. O victorie fabuloasă. Da, 2-1. Cum ți s-a părut? Veneai după meciurile cu Inter pierdute, iar acum era o victorie după ce eliminasem o echipă mai mică. La Valeta, cred. La Valeta, da. Și a venit această victorie fabuloasă pe 23 august cu Frankfurt, care la fel avea o echipă cu nume. Da, a fost totuși o echipă foarte bună și să reușesc și să câștigăm totuși împotriva lor acasă cu 2-1 a fost un lucru pozitiv, foarte bun pentru noi. Vă dădea încredere o astfel de victorie? Da, totuși, pentru că, așa cum ați văzut, în fotbal se poate întâmpla orice. Ce ți amintești despre meciul cu Karlsruhe de la București? Din nou victoria Rapidului, de data asta în Giulești, a fost primul meci în istorie nocturnă în Giulești. A fost acea nocturnă mobilă adusă pentru meciul acela. Da, sunt lucruri care le-am uitat la toate ce spuneți acum, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte. Da, încă o echipă germană cu jucători foarte buni, Thomas Hessler, care a fost jucător foarte bun, a jucat în Naționala Germaniei, Thorsten Fink, un jucător foarte bun, care după aceea s-a transferat la Bayern München, cred, și întâmplător am auzit că a venit antrenor în Belgia la o echipă. Deci, chiar vorbeam cu un prieten al meu, zic, ce coincidență, deci cineva cu care am schimbat tricoul a ajuns la antrenor în Belgia. A, deci atunci ai făcut schimb de tricou, da. Ai reușit. Atunci am reușit, da. Da, 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 da. Din câte îmi spuneai înainte acestui interviu, tu chiar ai tricouri păstrate, în contextul în care sunt mulți jucători din generația ta care nu le mai au și, într-adevăr, pe vremea aceea nici nu erau tricourile așa la liber, cum să spun. Mă credeți, de când am vorbit, sunt puse separat, nu se atinge nimeni de ele și chiar când m-am uitat, le-am mai atins puțin. Acum profit de faptul că este un interviu filmat și televizat. Ai promis un tricou și pentru Muzeul Rapidului. Mâine o să fie aici. Bun, am reținut promisiunea. Rămânând tot în arealul meciurilor, hai să vorbim și de un meci, o amintire mai puțin plăcută. Ai fost la un pas de a câștiga Cupa României. Da. A fost acea finală cu ghilimelele de rigoare nenorocită pentru noi, finala cu Petrolul. Au circulat 1.000.000 de povești pe tema acestui meci. Ce s-a întâmplat atunci, de fapt? Știți, meciurile de cupă nu sunt meciuri ușoare. Eu cred că în momentul respectiv aveam o echipă mai bună de Petrolul, sau cel puțin, poate așa credeam noi. Dar totuși am pierdut cupa. Eu mi-aduc aminte, atunci n-am jucat un meci, eu am fost schimbat dintre antrenorul din acea perioadă. Ideea e că până la acea finală, în ediția aceea din Cupa României, Rapid efectiv zburdase. Da, știu că am câștigat cu Steaua, cred că cu 4-1, pe 3 august, puțină zăpadă. 4-1 și tu. Și eu mi-aduc aminte, făceam sprintul în minutul 85, fără probleme. Da, știu, asta e singurul lucru care mi-a rămas, a un gust amar. Amar. Da. Rapid FC Argeș în ediția 1996-1997, la scorul de 0-0, portarul Tene a fost eliminat în minutul 74, văd că zâmbești. Da. A intrat în poartă și chiar ai scos o minge de gol și am bătut cu 1-0 după un gol al lui Cătălin Popa. După meci, Naemanea spunea că aveai antecedente în poartă. Dacă mi-aduc bine aminte, am mai stat în poartă și la Sibiu. A luat Toader cartonaș roșu. Am luat bătaie la Sibiu cu 2-0, primul gol a fost din penalti și mi-aduc aminte chiar că am intrat în vestiar după meci și Toader a crezut prima dată că e lovitură liberă la 18 metri. Și să mă certe că de ce, cum pot să iau eu gol de la 18 metri? Și Leon Tine zic, am atins-o, nu contează, nu contează. Stai mă, zic, a fost penalti. Ah, ok. Da. Dar cum a fost meciul ăla cu Argeșul? L-am văzut. A fost o minge foarte periculoasă. Da. Pe care ai am reușit să o ating, da. Să o dai peste poartă. La poartă
Aici? Acolo, da. Da. Știu că mingea am atins-o cu degetele, a lovit bara, a căzut și am reușit să câștigăm meciul cu 1-0. Deci, la antrenamente, mai rămâneam după antrenamente, mai făceam, între ghimbelime, pariul cu colegii că nu dau 5 din 5. Și singurul care mă păcălea era Florin Constantinovici și lovea mingea cu amândouă picioarele și nu știam niciodată ce gol să aleg. Deci, ai venit să joci la Rapid ca extremă stângă, ai fost folosit fundaș stânga și tu aveai velleități de portar. Da, cam. La statura nu mai ajuta. Statura, da, și gata, am înțeles. Vreau să mai amintesc de un meci la care am fost și eu prezent ca spectator, sincer, nu mai mi-amintesc adversarul. Un meci în Giulești, în care, să spunem elegant, că nu jucai foarte bine, a început publicul la un moment dat să te fluiere, ai dat nervos în minge cu echipierii, spun că ai vrut să o dai pe teatru și a ieșit un gol de generic, după care tot stadionul scanda Vameșu. Îți mai amintești acel meci? Gol de generic? La poarta dinspre teatru. Gloria Brăila? Nu țin minte meciul, da? Am câștigat cu... Da. Mă întreb care erau sentimentele tale, adică în momentul în care... Golul a fost foarte spectaculos, intenția a fost alta. Era un jucător accidentat și cred că eram puțin trecut de jumătatea terenului. Fiind mingea pe dreptul, zic, dau la poartă, dacă prinde portarul bine, așa are timp să... Și din păcate, din fericire, nu știu cum să spun, și din fericire pentru noi, a fost gol, a ieșit un gol foarte spectaculos. A urmat în 1998 transferul la Molenbeek. Care este povestea acelui transfer? Mai ales că era o perioadă, mă rog, plecau destui de mulți jucători români afară, dar mai puțin de la Rapid. Da, deci, după câte știu, Mircea Renic era foarte bun prieten cu un impresar din Belgia. Cu Mircea am jucat și aici, l-am avut colega aici și impresarul din Belgia a venit 2-3 ori la meciurile Rapidului. Și atunci m-au sunat dacă pot să, pentru un transfer și am zis da. Era o perioadă, cum să spun, 10 ani și ceva aici. Simți nevoia poate și de alte lucruri noi. Salariu mai motivant, presupun? Da. Dar totodată, în urma acestui transfer, ai pierdut un titlu pe care l-ai fi putut câștiga cu Rapid. A fost atunci o perioadă, poate puțin mai grea pentru mine, pentru că în străinătate, dacă joci 10 ani la o echipă care și dai totul pentru ea, să fac o statuie. Aici, după o perioadă de 10 ani, au fost anumite părți ale galeriei care credeau că sunt bătrân. Și atunci simți nevoia de ceva alt lucru nou. De o schimbare. Acesta a fost motivul pentru care am ales să plec de la Rapid. Pentru că vorbeai de galerie, ce poți să spui despre publicul din Giulești în toți acei ani petrecuți aici? Rapidul, ca totdeauna, a avut o galerie fantastică. Nu numai aici, peste tot venea după noi în țară, poate mai critici decât alți suporteri. Bine, bineînțeles că poate a fost și foamea de rezultate, ca să spun așa. Rapid nu a câștigat multe campionate și poate suporterii așteptau tot timpul, poate în fiecare an, anul acesta să fie al nostru și poate tot timpul se amânau anul viitor. Și atunci poate nu mai aveau răbdare. Nu mai aveau. Asta e părerea mea. Cea mai frumoasă amintire din Giulești? Poate golul cu Dinamo. Bine, am avut multe. Dar cred că cel mai frumos a fost golul cu Dinamo. Golul cu Dinamo. Cu cine mai ții legătura dintre foștii coechipieri? Cu Bealcu, cu Cezărica am mai vorbit. Cu Cezăra Zanfir.
Rapidul de azi îl urmărești? Nu cunosc jucătorii de la Rapidul de azi. Părerea mea, având în vedere rezultatele care le-au văzut, având în vedere că au promovat când, acum 2 ani, cred. Da. Părerea mea că au făcut totuși un rezultat foarte bun. Deci terminăm pe locul 5. Părerea mea, unei echipe îi trebuie timp. Așa am fost și noi când am retrogradat în divizia a doua în 90. Am început și am construit o echipă, am avut poate același grup de jucători 2 ani, 3 ani, cu câteva transferuri, am reușit să aducem Rapidul, poate după 20 de ani sau după nu știu câți ani să batem Steaua, după 19 ani să batem Dinamo și după nu știu câți ani să jucăm cupele europene. Și părerea mea că Rapidul a făcut un sezon bun anul ăsta și pe baza acestui bun rezultat poți să construiești pentru viitor. Georgica, îți mulțumim pentru prezență. Un gând de final pentru Rapid și pentru publicul giuleștean? Sper și le urez, doresc ca la anul să fie mai sus, să joace în cupele europene și poate, de ce nu, să câștige campionatul. Cred că o merită și suporterii, cred că merită acest lucru și păzând acest stadion acum am pielea de găină. Poate un mesaj pentru jucători din lotul actual, având în vedere nou stadion și eu, dacă aș fi, aș încerca să dau totul pe stadion, pe teren pentru ei.